La peste 1000 de metri altitudine, pe teritoriul administrativ al comunei Răstolița, se conturează prima stână verde din zona noastră. Proiectul pilot este derulat de stațiunea de cercetare din Reghin și Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru creșterea ovinelor și caprinelor Palas. O asemenea investiție oferă o alternativă avantajoasă de a valorifica în perfectă armonie cu natura cele 300.000 de hectare de pășune din județul Mureș. Proiectul ar trebui să se finalizeze în 2015. Amenajarea și punerea oareșcum într-o optimă exploatare a unei pășuni de pe teritoriul administrativ al comunei Răstolița, undeva amplasată la o altitudine de 1200-1500 de metri. Tocmai în momentul de față ne preocupă realizarea unui drum de acces. Județul nostru se poate lăuda cu o rezervă impresionantă de masă verde, care suportă o încărcătură de animale. Totuși, în zona unde se derulează proiectul Stâna Verde, vegetația are nevoie de o îmbunătățire pentru a crește calitatea produselor rezultate. Pe lângă îmbunătățirea compoziției floristice, respectiv a pășunii, deoarece pășunile din zona montană, desigur, că au specificul lor, sunt niște pășuni pe un teren mai sălbatic, însă trebuie realizate niște condiții pentru personal, deoarece în vremea de astăzi e mai greu să găsești oameni care să-i urci cu oile la munte. Sunt numeroase condițiile de care au nevoie ciobanii pentru a da rezultatele scontate. Acestea pornesc de la mediul de lucru și dotări, dar ajung până la condițiile de ședere. Toate acestea presupun energie, însă utilizând surse alternative. Am gândit acolo să valorificăm și alte resurse, ce înseamnă energia solară, prin instalarea pentru deservirea stânii, pentru deservirea construcțiilor pastorale, atât pentru oameni cât și pentru animale, cu energie electrică, niște panouri solare, pe la fel pentru realizarea apei calde, care e necesară. Laptele care nu trebuie să lipsească de pe masă, cașul atât de gustos și urda care stă la baza unor specialități delicioase. Toate necesită un proces laborios de producție. Fără echipamente, munca ciobanilor ar fi mult mai grea și mai slabă calitativ. Dar cei care concep Stâna Verde s-au gândit la toate. Pentru a putea pune în funcțiune un agregat de tuns, pentru a pune în funcțiune dacă vom crește și caprine acolo și vom ajunge la mulsul mecanic a unei instalații de muls, și, important, la fel, pentru a asigura maturarea și depozitarea produselor care rezultă din procesarea laptelui. Detalii despre acest proiect pilot pentru zona noastră și specialiștii care muncesc la punerea lui în practică aflați la Dareghin TV duminică seara, de la ora 21:30, în emisiunea Reghin Exclusiv.